Deci avem așa. Review la Alaba, Rule Breaker. Se face LNT cu arhitect, după cum puteți vedea pe aplicația Footbin. Aveți aici accelerator-urile și ce chemistry style trebuie să-i dați ca să facă accelerator-ul respectiv. Eu vi-l recomand cu arhitect. Noi l-avem pe ăsta cu defending acum, nu? Dar celălalt mi se pare că este... A, nu e LNT direct, nu? A, nu, dar se face și cu Anchor. Eu să fiu sincer, cred că... Ia stați să-i comparăm puțin. Deci avem așa, 4-week foot este bun. Este bun. Avem sprint speed cu acceleration 81. Bun, oricum avem lengthy, deci e ok. La shooting avem shoot power 76, penalty decent, oricum nu prea ne interesează, dar mă uitam în custom un corner, ceva dacă sare mingea la el, că se întâmplă foarte des sare mingea la fundaș central la corner, dacă poate să dea gol, dar eu zic că poate să dea, are shoot power decent, finishing can slăbus, dat în 6 metri, o bagă în parte. La passing avem short passing 91, este foarte bun, este foarte bun să combini când ești în apărare. Ușor passing 91. Deci combinăm foarte, foarte bine cu el. Vision decent, crossing decent. Bine, nu prea ne trebuie nou crossing. Long passing, ok. Dribbling, avem agility cu balance 80-81. Deci uitați ce boost. Piqué are balance 30 ceva, el are 81. Nu știu dacă contează balance-ul atât de mult, dar arată incredibil de bine pe toate statusurile. Pe dribbling, pe absolut tot, arată incredibil de bine. Ball control 88. Arată incredibil de bine. Și la fizică avem strength 88, aggression 88, stamina 84, jumping 92. Și la defending sunt curios dacă e diferență mare. Diferență de 4 la fiecare ar trebui, nu? Da, de 4 la fiecare, în afară de heading accuracy, care nu e atât important și e 2. Îl putem face lengthy și cu anchor pe cel cu physical. Și pe cel cu defending îl facem lengthy doar cu arhitect. Sunt curios acum la defending cum e. Defending. O, păi stă mai bine la defending acum. Adică degeaba are ăsta defending-ul mai bun dacă noi cu anchor și-l facem și lengthy, ăsta l-ar fi mai bun. Deci, părerea mea să mergem pe cel cu physical mai bun. Ăsta cu physical mai bun. Asta e părerea mea. Este incredibil. Ăsta se duce la passing mai bine. Cu ce mă aștept pe mine passing-ul la funda central? Și la fizic, cu ce se duce mai bine? Cu 1 în plus la strength? Nici nu mă interesează. Uitați și voi la aggression, câte bine stă. Deci, părerea mea că ăsta merită fără nicio discuție cel cu physical. Este 300 de K. Cel mai probabil o să-l fac și eu, o să-l fac și eu și mă gândesc la o echipă interesantă, cu Alaba, cu Mendy. Mamă, uitați-vă, băi, La Liga este cea mai bună ligă la ora actuală. Au băgat Fekir, ai Vinicius, Danjuma, ai Valverde ăla, bombă, ai Piqué, fundaș central, super bun, Alaba, Mendy. Au băgat și fundașul ăla dreapta, Jesus Navas, care mi se pare cel mai bun fundaș lateral de atac, cu care poți să și ataci dacă joci cu fundaș lateral să-ți urce. Deci mi se pare incredibil. Top, 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 top. Joao Mario, haideți să-mi treci la el. Ăsta este 35 de K. E greu de legat, măi, e greu de legat. La 35 de K nu prea pierdeți. Cred că Benfica s-a și calificat mai departe, nu? Adică o să facă 86 cel puțin sigur. Nu se face nici lengthy. Așa el e decent. E decent, are agility bun. Ball control bun, composure bun. Se apără și bine, adică îl puteți juca un fel de CM. Mijlocaș central, dar să atacați mult cu el. Vision, crossing, short pass, long pass, stamina, strength. Băi, are... Stă bine pe tot, e un box to box. E bun, dar n-are lengthy, care ăsta e meta-ul, mă, lengthy. Dacă nu face lengthy, n-are niciun sens să-l jucați, părerea mea. Deci, eu cred că nu merită. Joao Mario nu cred că merită, nici 35 de K. Pentru că-i dați aiurea, că nu o să fie, n-o să fie wow. Niklas Füllkrug. Dacă așa se citește bine, nu știu. Atacant. Ce naiba să facem cu atacant? Bine, are lengthy, dar parcă are prea puțin sprint speed-ul și acceleration. Stă el cu lengthy, dar parcă și lengthy-ul ăla trebuie să mai alergi și tu. Și cât costă ăsta? Ia să vedem. O echipă de 84. Nu o l-aș face nici pe ăsta. Da, e slab, slab, slab.